Această seară vă zic un bun venit în cadrul unui subiect care se intitulează Unde duce tăvălucul progresului? Pentru dumneavoastră, acolo este o zi specială pentru că este Sabatul Domnului, iar pentru noi, cei de peste ocean, este o sărbătoare dublă, în primul rând sabatul Domnului și este o zi a mulțumirii. Multă forfot în Statele Unite, oamenii călătoresc, aici aveți în imagine Los Angelesul care este plin de mașini, este o zi a mulțumirii, o sărbătoare specială care își are o bârșie creștină atunci când primii puritani au venit în Statele Unite și s-au întâlnit cu indienii și au oferit cadouri și au mulțumit lui Dumnezeu pentru toate, pături calde, mă rog, tot ce a putut aduce un european de peste ocean indienilor, care înfruntau o iarnă destul de dură. De aceea, de atunci, ziua mulțumirii a rămas un cadru, un spectru social și cultural destul de proeminent, iar oamenii obișnuiesc să se adune în familie și să mulțumească lui Dumnezeu pentru lucrurile frumoase care au avut loc în viață, binecuvântările primitele la Dumnezeu. Este un moment al recunoștinței noastre ca oameni în față de marele TIT. În marele Creator, care este Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru. De aceea vreau să spun că rămân puțin uh, pe teritoriul Statelor Unite și vreau să vă împărtășesc câteva gânduri despre istoria acestei națiuni. Undeva în vremurile străbune ale trecutului istoric uh, american, mai mari bărbații acestei națiuni, ai Americii, au avut abilitatea, au avut capacitatea să identifice dușmanul și au cunoscut natura și intenția planurilor acestora. Deși creștinii au fugit din Europa, Într-un tărâm pustiu care astăzi avea să devină Statele Unite, întotdeauna s a uitat înapoi în timp ce fugeau pentru că persecuția romană, persecuția catolică îi venea după ei. Cel mai viabil mod de a prezice viitorul este acela de a-l creia. The most reliable way to predict the future is to create it. Uh, dragii mei, Abraham Lincoln avea dreptate. Astăzi, așa zisul progres sau tăvăluc al progresului trântește în mocirlă mai toate valorile creștine și distruge sistematic orice principiu biblic care ne conduce la Hristos. Orice declarație care ar călăuzi mintea oamenilor, mintea umană către Dumnezeu, trebuie eradicată. Travestiți în profeția vremii, acești nebotezați și necircumciși cu inima, ne spun profeții care sunt împlinite tocmai de ei. Din nou, omul fără păr, Claus Schwab, ne sugerează ideea că Los Angeles este prea aglomerat pentru a avea mașini personale și sugera într-o pledoarie publică ideea că va intra cu escavatorul peste autobenzile din Los Angeles și le va transforma în parcuri. Parcuri pentru cine? Parcuri pentru mai multe eventual, nu? Iar mașinile zburătoare vor veni la tine acasă să te ducă unde ai nevoie și dacă comentezi, te vor duce unde nu ai nevoie. Dragii mei prieteni, acest văluc al progresului te forțează la a fi manipulat, iar dacă nu accepți manipularea, pregătește-te să fii respins. Deci trăiești într-o lume, trăiesc într-o lume, trăim într-o lume în care avem două șanse. Să acceptăm să fim manipulați sau să acceptăm să fim respinși în contextul sau în momentul, în cazul în care refuzăm manipularea. Tăvălucului Tăvălucul progresului se bazează pe evoluție. De fapt, este o evoluție a minciunii, dacă vreți, și o dovadă a Sprijinul acestui fapt este declarația supereroului Richard uh, Dawkins, care insistă cu minciuna. Spunea dumnealui, evoluționismul este un fapt dovedit, după cum este dovedit și faptul că Pământul se învârte în jurul Soarelui. Problema cu această declarație este minciuna care are picioare scurte și nasul lung, ca de obicei. De ce? Pentru că revoluția sau mișcarea Pământului în jurul Soarelui este observabilă în timp ce evoluționismul de milioane de ani de care vorbesc acești inventatori ai viitorului nu se vede deloc. Acele milioane de ani de așteptare în care evoluția poate fi observabilă n-a fost un dar dat de Dumnezeu pentru oameni căci au murit înainte ca să vadă ei cu ochii împlinirea acestei evoluții. Asta este un Clasic stil pe care progresismul neomarxist îl folosește în aplicarea unei analogii false pentru a manipula pe omul fără repere. Dumnezeu nu a împiedicat puterile întunericului să-și aducă la îndeplinire lucrarea lor teribilă de poluare a aerului, una din sursele de viață și de hrană. Nu numai viața vegetală este afectată, ci și omul suferă de epidemii. Aceste nenorociri sunt rezultatul picăturilor căzute pe pământ, din cupa mâniei lui Dumnezeu, și nu reprezintă decât niște slabe reprezentări ale lucrurilor care vor avea loc în viitorul apropiat. Dumnezeu nu a împiedicat puterile întunericului să-și aducă la îndeplinire lucrarea lor telibilă de poluare a aerului. Deci de se tot discută dacă aerul se poluează sau nu. Aici pana inspirată, deși 150 de ani și mai bine, spune că cine poluează atmosfera și aerul sunt puterile întunericului. Nu este practic manurul de la vacă sunt puterile întunericului care poluează aerul. Sigur că declarația nu are nicio relevanță pentru cei care nu cred în Dumnezeu sau care nu cred în nicio formă sau orientare religioasă, dar pentru cei care ținem Biblia în mână și ne mai orientăm și după niște cărți scrise de valoare, nu? În secolul XIX, eu cred că această declarație ar trebui să corrijeze mintea celor care sunt Duși în eroare la ora actuală. Dumnezeu nu a împiedicat puterile întunericului să-și ducă la împlinire lucrarea lor teribilă, care e o teribilă a puterilor întunericului, de poluare a aerului, care, aer, este una din sursele de viață și de hrană. Nu numai viața vegetală este afectată, ci și omul suferă. Ca și consecința acelora, de epidemii. Acestea sunt nenorociri sau rezultatul picăturilor căzute pe pământ din cupa mâniei lui Dumnezeu, și nu reprezintă decât niște slabe reprezentări ale lucrurilor care vor avea loc în viitorul apropiat. Dragii mei, prieteni, asta era 150 de ani în urmă și mai bine. Foamea va crește în intensitate, zic eu. Epidemiile vor secera vieți cu miile. Primeștile sunt pretutinde în jurul nostru datorită puterilor din afară și activităților dușmanului din lăuntru. Dar în prezent puterea de înfrânare a lui Dumnezeu continuă să fie activă. Harul lui Dumnezeu încă mai ține în frâu aceste puteri ă, teribile, demonice, diabolice, satanice ale uh, celor care doresc să distrugă planeta Pământ. Așa că noi avem nevoie de Domnul nostru Isus Hristos, avem nevoie de protecția îngerilor lui sfinți astăzi în ziua de Sabat mai mult ca oricând. În orașe, mediul înconjurător este adesea un pericol pentru sănătate. Pericol continuu de a contacta boli Aerul din nou poluat, apa care nu este curată, hrana nesănătoasă, locuințele îngrămădite, întunecoase și nesănătoase sunt câteva dintre relele care se întâlnesc. Dragii mei prieteni, asta este definiția cea mai bună, mai pertinentă, mai credibilă cu privire la ce se întâmplă pe planeta Pământ, în special în orașele megapopulate. Animalele, la rândul lor, sunt bolnave, iar noi consumăm din carnea lor, din trupul lor, din stârvul lor, din ce vreți să spuneți, să semințele bolii în propriile noastre țesuturi, în propriul nostru sânge. Apoi, expuse schimbărilor dintr-o atmosferă malarică se fac simțite cu putere. De asemenea, când suntem expuși unor epidemii și boli contagioase, organismul nu se află în starea de a se împotrivi bolii. Dietă și hrană 387, de 86. Dragii mei prieteni, Domnul Hristos ne dă o rețetă. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta, încuie ușa după tine, ascunde-te va clipe până va trece mânia mea. Isaia 26 cu versetul 20. Deci du-te poporul meu, intră în odaia ta și înguie ușa după tine. Doamne, unde să ne ducem? Du-te poporul meu. Adică pleacă. Pleacă de unde? Dragii mei, e vremea ca să gândim bine planul nostru de a produce un exod de la orașele megapopulate care au devenit centre de imoralitate infestate cu boală, suferință, necaz, poluare de orice formă și să mergem undeva la țară în simplitate și acolo să închidem, intrăm în odaia sanctuarului ceresc și să încuiem ușa ispitelor după noi și să petrecem timp în rugăciune, în studiu cuvântului Dumnezeu, și să plantăm o grădină, să producem hrană cu propria noastră mână, ca atunci când va veni vremea strâmtorării, să existe și pentru noi o bucățică de hrană, o plantă verde care să ne poată ajuta să supraviețuim. Ăsta este sfatul lui Dumnezeu. Acum, dacă vrem să-l ascultăm, îl ascultăm, dacă nu, nu. Dumnezeu să fie cu noi și să-și facă milă de noi în momentele acestea extrem de importante, de decizie critică pentru viața noastră. Unde duce tăvălucul progresului? Cineva era frustrat că marele gânditor, cred că era Petrețuțea, sper să nu îmi joace memoria feste, dar undeva în pușcărie, în lagărul comunist, domnul Petrețuțea nu credea în progresul acesta, în tăvălucul progresului ateist, ateist. Și unul dintre cei care erau acolo se simțea destul de frustrat pentru că maestrul nu crede în ateism. Și l-a întrebat, de ce tu, maestre, unul dintre cele mai proeminente minți pe care România le are în timpul prezent, nu crede în ateism? Domnul Petre Suția răspunde, pentru că sunt prea mândru ca să accept ideea că eu îmi găsesc o bârșia sau originea în maimuță. Replica, cred că este extrem de importantă și ar trebui să o luăm și noi în considerare. Sunt prea mândru ca să accept ideea că îmi găsesc originea, întreagă o bârșia din maimuță. Dumnezeu face o declarație prin marele înțelept Solomon. Unul, Solomon care le-a avut cam pe toate și în declarația lui din Eclesiastul capitolul 3, versetul 11, el ne spune și confirmă că suntem trecători. Orice lucru îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. E adevărat că acești visători, acești creatori de viitor sunt trubadori în lumea aceasta și așteaptă ca să fie parte din schimbările, și care vor produce viitorul, dar din nefericire, toată lista de oameni aroganți pe care am menționat-o va trece la o dignă, poate, muzi dintre ei, fără să fie parte din viitorul pe care și l-au imaginat. Acești oameni vor muri și nu vor vedea vi aceste visuri împlinite. Ei produc visurile viitorului, dar nu vor face parte din ele. Cea mai mare iluzie e să treci prin viață și să visezi la viitor și să nu faci parte din el spectacolul de-abia de acum începe. Aș vrea să trec în vedere câteva imagini pentru noi toți cei care suntem prezenți aici pe calea undelor și aș vrea să fac o trecere revistă celebrităților de la Hollywood care au avut o viață destul de distinsă, o viață drăguță, cu de toate, cu toate parfumurile, cu toată cosmetica. O avem în imagine Anita e Eckberg, care a fost o actriță de nota 10. În tinerețe arăta așa cum o vedeți frumoasă, dotată de Dumnezeu, de la cum vreți, ca mai apoi, când viața și-a spus cuvântul și timpul, ca un tăvăluc a trecut peste ea, Anita Eckberg arată cum arată astăzi. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Cu ce a putut să o ajute știința pe această actriță? Brigitte Bardot, e. Fost ai lele cât ai fost, cum zbâne românul de la țară, nu? Brigitte Bardot, o persoană care a avut potențial, care și-a petrecut viața așa cum și-a petrecut-o, gândindu-se că nu va muri niciodată. Iar când te uiți la poza din istorie și la poza, poate, prezentă, te gândești că, într-adevăr, omul este trecător și murim bunt. Sofia Loren, la fel, o actriță celebră. Are și ea probleme cu îmbătrânirea? Și se pare că nimeni, nicio știință, n-a putut să oprească acest fenomen al îmbătrânirii. Catherine Deneuve, care și ea a fost o persoană dotată de Dumnezeu și a început tinerețea undeva în lumea spectacolului, ca mai apoi să apună soarele peste ea, ca o umbră să fie nevăzută, nebăgată în seamă de oameni. Barbara Strainsand. O persoană mult cunoscută în cinematografia americană, care la tinerețe era cum era, și acum, la vârsta a doua, îmbătrânește. Știți, ceea ce este foarte important pentru noi, dragii mei prieteni, este că să îmbătrânim frumos. Anuc Amy, o splendoare de actriță, dotată de Dumnezeu cu frumusețe naturală, ajunge și ea să apună din lumea actoriei și să treacă în rândul umbrelor celebre în care nimeni nu mai spune ceva despre viitor, ci doar povestește trecutul. Claudia Cardinal, astăzi săraca îmbătrânită cu make-up-ul pe față, considerând că poate să păcălească lumea. Jewel Andrews, o altă actriță de celebră, nu? cu mare impact asupra societății umane, a trecut și ea în rândul umbrelor ca toate celelalte umbre, ca să înțeleagă că toți suntem trecători pe pământul acesta. Patty Boyd, frumusețea e trecătoare, însă caracterul rămâne. Marianne Faithful, trecută și ea în lumea umbrelor. Procesul de îmbătânire merge înainte și eu mă uit la mine cum eram și ce mârsoagă am ajuns, dragii mei frați, prietenii mei scumpi. În timp ce omul din afară se trece, omul din lăuntru se noiește în fiecare zi. Toți suntem datori cu o moarte, mai devreme sau mai târziu vom ajunge în același loc. Ce va face diferența uh, în cimitir nu e crucea de la mormânt și nici cavoul îmbrăcat frumos. Nici dacă mormântul este lăsat pustiu, nearanjat sau dacă mormântul este chivernisit cu flori. Ceea ce va face diferența este cum ne-am încheiat viața pe pământ. Extazul, emoția ambiția, gloria, dorința, voința, toate se vor opri aici, atunci când Dumnezeu va opri orologiul propriei noastre vieți. Ceea ce face diferența între morții de la cimitir nu va fi nici numărul de participanți la mormântarea noastră, nici numărul de bocitoare de la mormântarea noastră, nici numărul membrilor de la cor sau de la fanfară ci ceea ce va face diferența între oameni este imaginea omului care a plecat dintre noi și ce va spune lumea despre noi. Ei, a fost un om bun sau a fost un om rău? Așa ca să tragem niște concluzii sănătoase, vreau să vă aduc în imagine ultimul verset din această seară, Iosua 23 cu 14, Iosua spunea, iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc, recunoașteți dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit, toate vi s-au împlinit, nici Niciunul n-a rămas neîmplinit. Bunul Tatăl cere să ne binecuvânteze în această seară cu bucuria marelui dar pe care îl avem. Noi îl avem pe Domnul Isus. Dincolo de torida aceasta de nebunie în lume, noi avem pe Domnul nostru. Noi îl așteptăm pe Isus al nostru, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, prietenul nostru. Vom petrece veșnicia cu Domnul Hristos. Nu ni se va sătura sufletul să-i privim frumusețea, să-i privim zâmbetul. Nu ni se va sătura sufletul să-i privim, să-i auzim vocea atât de melodioasă, oriunde, în ce colț al Universului, ne-am afla în călătoriile noastre celeste, Isus e atât de aproape de noi. Ne va însoți în vizite, vizitând diferite galaxii, planete, lumii care n-au căzut niciodată în păcat, ne vor povesti istoria testului lor de credință, lumii care s-au bucurat întotdeauna de ascultare și de împărtășirea cu Dragostea lui Dumnezeu. Oameni care n-au gustat amărăciunea, oameni care n-au gustat suferința, ne vor întreba pe noi, cei mântuiți, ce gust are lacrima. Nu e neapărat o formulă biochimică, apă cu sare, dar e mai mult decât apă cu sare. Lacrima este produsul suferinței, produsul dezamăgirii, lacrima este produsul deznădejdii, lacrima este produsul pocăinței, lacrima este produsul părerii de rău, lacrima este produsul întoarcerii la Dumnezeu, lacrima este produsul fericirii și împăcării cu Dumnezeu. Și apoi cetățenii Universului vor continua să ne întrebe, cum a fost suferința voastră? Cum e necazul că noi nu-l înțelegem? Spuneți-ne! Iar cetățenii ai Universului vor asculta replica genială pe care, sub inspirație divină, pământenii mântuiți o vor da acestor cetățeni ai Universului. Cerul este prea ieftin dacă se poate câștiga prin suferință. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze pe noi toți în această seară, dragii mei prieteni, cu perspectiva unui viitor care nu este inventat de tăvălâcul globaliștilor și a progresului minciunii și a evoluției minciunii. Un viitor și o nădejde produsă, păstrată în inima lui Dumnezeu, din dragoste pentru noi, de către Creatorul nostru. Am creat și am făcut un viitor și o nădejde. Mi-e dor de casă, vreau să merg la tatăl meu, vreau să merg la tatăl luminilor, la tatăl dragostei, la fiul său, Domnul Iisus Hristos, care va așeza pământenii pe un careu, pe o mare de cristal, în careul acela în care va spune Dumnezeu, da, vreau ca aceea pe care mi-ai dat tu să fie aici împreună cu mine. Și tatăl va spune, amin, vreau ca ei să fie aici să petreacă veșnicia împreună cu noi. Dumnezeu cu dumneavoastră, dragi mei prieteni, în această seară vă urez un sabat cât se poate de binecuvântat prin harul lui Dumnezeu. Amin. Să ne rugăm, iubite Tată din ceruri, încărunțiți cu riduri care sunt expresia necazurilor, suferințelor și deznădejdii care a trecut peste noi ca un tăvăluc, astă seară, noi pământeni, înainte de trecerea de la viață în lumea umbrelor, venim să te rugăm pe tine, Tată, să ne binecuvântezi cu certitudinea iubirii tale, cu certitudinea iertării păcatelor și cu certitudinea unei, unui viitor și unei nădejdi care nu se va sfârși și spulbera niciodată. În această seară ne rugăm pentru frați prieteni și cunoscuți care poate sunt pe paturile spitalurilor, care își trag zădușul unei zile de suferință, care așteaptă să trăiască sau așteaptă să moară. Ne rugăm pentru toți oamenii descurajați, oameni care poate să uită să caute urmele vieții unui părinte pe care nu-l mai au. Ne rugăm pentru toți aceia care astăzi sunt în pragurile divorțului și care n-au o orientare către viitor ne rugăm pentru situații imposibile pe care nu, numai Tu le poți rezolva. Tată din ceruri, te rugăm frumos în numele Domnului Hristos, ai milă de noi, îndură-te de noi și dă-ne șansa să facem parte din acea viață reală a veșniciei cu Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri și cu Fiul Său, Bântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos. Îți mulțumim pentru infinita Înțelepciune exprimată adeseori, prin gânduri, vorbe și fapte, în prezența Celui care te reprezintă, Mângâietorul, Duhul Adevărului, care purce de la tine și care vine să ne învețe lucruri frumoase și care ne șoptește în conștiință: Te iubim, te dorim și în numele lui Isus, încă o dată în această seară, îți cere iertarea păcatelor noastre. Amin.